La conferința de presă din 8 iunie, susținută de primarul Mircea Gutău, a fost anunțat și faptul că a fost stabilit prototipul stației de autobuz care va înlocui vechile structuri. Astfel, din această săptămână, vechea stație de autobuz de pe strada General Magheru, în vecinătatea sediului ANAF, a fost înlocuită cu prototipul, după care vor fi modernizate aceste structuri din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Modelul care e făcut aseară și în lumină, nu știu dacă tu, dar am deja pe telefon, arată impecabil. Sământul ca astfel de stații vor fi montate cele 90 de stații de diferite dimensiuni. Aceasta este cea mai mică. 4 metri, 6 metri, 8 metri, 12 metri. Vor fi montate toate cele 90 de stații, într-un timp record. Chiar doamna Feroiu, astăzi am o discuție acum jumătate de oră și voi semna, pentru că am văzut prototipul, să-i dea drumul pe bandă rulantă și maxim 3 săptămâni, dacă nu așa, vor veni cu stații cu de loturi de 10 și vor muta în tot orașul. Cetățenii trebuie să înțeleagă, ca să faci un lucru bun, trebuie să faci întâi și multe berere. Ca să facem acest sistem integrat de transport, a trebuit să ducem în fiecare stație și în localitățile, cartierele care aparțin de municipiu, fibre de internet. De asta am săpat pe trotuar peste tot. Fibre de internet. Să le faci subterane, pentru că n-am acceptat să mai punem iară să vedem mii de fire. Subterane, o muncă delicată, dar fiind eligibil, am spus, chiar dacă deranjăm, dar știm că avem pe o viață. În fiecare stație veți vedea afișat autobuzul 2, mai are 2015 secunde, în 10 stații. În 20 din aceste stații vom avea aparate de stății automate pentru bilete. Cu restul ce vrei. Vom avea în fiecare cameră, în fiecare stație, două camere în loc de vedere integrate. De la inginer Andy Davidescu, directorul Societății de Transport în Comun ETA SA, am aflat mai multe amănunte. Da, este vorba de un proiect, de fapt de un proiect mult mai amplu, proiectul vizând nu numai modernizarea stațiilor de autobuz, ci și dezvoltarea inclusiv a unui centru de management al traficului, care va avea rolul de a prioritiza autobuzele în trafic, în așa fel încât transportul public să devină o opțiune serioasă vis-a-vis de folosirea automobilului personal. La acest moment, în municipiul Râmnicu-Vâlcea circulă 40 de autobuze și 9 microbuze, iar începând cu luna august, vor fi achiziționate încă 28 de noi autobuze care vor deservi cele 252 de stații. Din cele 252, noi vom moderniza 90. Primele 90 de stații care vor fi implementate se află pe cele mai tranzitate rute, începând cu calea lui Traian. Termenul limită este 31 decembrie 2022, în ciuda multor obstacole cu care conducerea ETA SA s-a confruntat în acest demers. În ultimul timp au apărut tot felul de probleme, vis-a-vis de pandemie, vis-a-vis de războiul din Ucraina. Cumva furnizorii de materiale sunt afectați de aceste tendințe de pe piață. Noi sperăm să ne încadrăm în termenul de finalizare a proiectului. Deși avem întârzieri la livrarea multor aparaturi. Pe lângă designul modern, demn de un oraș cochet, cum este municipiul Râmnicu-Vâlcea, noile stații vin la pachet cu o serie de facilități. Că noi vrem ca stația în sine să fie și o insulă de siguranță. Ea va fi dotată cu sistem de monitorizare video, cu sistem de iluminat pe timp de noapte, cu internet, afișajul electronic, internet, echipamente de informare a călătorilor, deci fiecare stație va fi dotată cu un panou electronic care va informa în timp real timpul în care va veni autobuzul în stație. Cele mai importante și tranzitate stații vor avea plata călătoriei, cu care vei putea să-ți încarci cardul sau să-ți cumperi un tichet de călătorie sau... Noi sperăm să le punem în acord și cu parcarea la nivelul municipiului, să-ți poți plăti inclusiv parcarea și așa mai departe. 24 dintre aceste stații vor fi dotate cu astfel de automate de plată.
Noul model implementat la Râmnicu-Vâlcea în baza proiectului cu finanțare europeană, modernizarea stațiilor de îmbarcare-debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în municipiul Râmnicu-Vâlcea, vine în 4 variante de dimensiuni, cu lungimi de 4, 6, 8 și 12 metri. Va fi dotat cu ecran de informare care va prezenta inclusiv timpul de așteptare până la următorul autobuz, are un iluminat nocturn modern și este dotat cu câte 2 camere de supraveghere video pentru creșterea siguranței călătorilor. Proiectul este finanțat în proporție de 98% prin programul operațional regional 2014-2020, reducerea emisiilor de carbon la nivelul municipiilor de ședință de județe, astfel încât contribuția municipalității este una extraordinar de mică, 2% din valoarea întregului proiect. De fapt, proiectul este în valoare de 10 milioane de euro. Prețul celui mai modern prototip de stație pentru transportul în comun din municipiul Râmnicu-Vâlcea este în valoare de aproape 7.000 de euro.